Stimați colegi, foarte corect s-au exprimat unii dintre antevorbitori că în această sală au fost foarte multe emoții. Poate e și firesc la o asemenea etapă, la un asemenea subiect. Eu nu o să vin cu emoții și nici măcar nu o să solicit, nu o să îndemn pe cineva cum să voteze. Și o să vă spun de ce. Întâi de toate, nu este un proiect nou. E un proiect care a fost înregistrat acum aproape un an în urmă. Timp arhisuficient pentru toți prezenți în această sală să-l citească, să vadă conținutul și să adopte o decizie. Fiindcă eu sunt sigur că în această sală noi nu găsim copii, noi găsim oameni maturi, conștienți și sunt mai mult ca sigur că toată lumea în această sală, deja pentru ședința de azi, a venit cu o decizie bine conturată. Eu vreau să mă concentrez pe câteva elemente esențiale care caracterizează conținutul acestui proiect. Rog încă o dată să ascultăm care sunt aceste două momente esențiale pe care noi propunem ca și grup de autori să le introducem. În preambul, respectând aspirațiile de integrare europeană a țării și promovând orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european. Iar la articolul 8, integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a țării. Haideți să punem lucrurile la foarte clar. Aici nu găsiți sintagma, integrarea în Uniunea Europeană. Și este un lucru conștient. Domnul președinte al Parlamentului foarte bine, corect și detaliat deja s-a referit. Nu o să vin cu repetări. Integrarea în Uniunea Europeană, cu certitudine. Modele sunt diferite. Modelul american, care diferă foarte puternic de modelul european. China, modelul său, țările din Asia, modelele lor. În Orientul apropiat sunt modelele lor. Ele au dreptul suveran. Modele sunt diferite. Noi trebuie să ne alegem pe al nostru. Pentru Republica Moldova, și cel politic, și cel economic, și cel social, este cel mai apropiat modelul european. Ca și exemple, eu vreau, potrivit acestui model european, în țara noastră niciodată să nu fie posibilitatea ca să fie aleși președinte pe viață sau parlamentar pe viață, într-o formă sau altă. Nu vreau. Eu vreau ca toți moldovenii, ca noi, să ajungem la un sistem adevărat juridic, justițiar, statul de drept, să fie în plin sens al cuvântului aici. Iată ce înseamnă modele, ca să înțelegi. Da, trebuie să recunosc, au dreptate colegii care au spus, nu suntem în momentul cel mai ușor în relațiile noastre cu Uniunea Europeană, dar este oare motiv să nu punem această întrebare astăzi și să nu votăm? Categoric nu. Trebuie să vedem procese. Ia haideți să vă dau eu câteva exemple. Ce se întâmplă? Chiar între statele membre a Uniunii Europene, care pot să conteste statul de drept la ei. Când o parte din țările UE au ieșit cu inițiativa de re-repartizare simetrică plus minus proporțională a emigranților, țările la Vișegrad cel puțin, 4-5, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, au spus nu. Au fost învinuiți că încalcă normele de drept a Uniunii Europene. Fapt care există, dragii mei, e politică, este existența statului, este dialog. Sunt procese care trebuie să fie văzute ca procese. Sau ce se întâmplă în Polonia, Ungaria, mai că sunt în prag să le fie suspendat dreptul articolul potrivit căruia au dreptul de vot. Eu sunt sigur că vor fi depășite aceste momente. Deci, nu suntem singurii. Nu mă bucur acest lucru. Însă eu vreau prin aceste cuvinte să scad foarte puternic din patetismul multor idei expuse în această sală. Două motive și cu asta închei. Două motive de ce am semnat acest proiect și cum îl văd eu. Primul, introducerea acestei sintagme în Constituție o să-mi garanteze mie interesul economic al Republicii Moldova pentru viitor, 5, 10, 15, mult timp înainte. Ce am în vedere? Acordul de asociere înseamnă și acord de comerț liber cu statele membre UE. Acord de comerț liber nu mă împiedică pe mine și pe dumneavoastră ca țară să avem acorduri, aceleași acorduri cu toate țările lumii. Versus Uniunea Euroasiatică. Păi, dragii mei, Uniunea aceasta este Uniunea Vamală. Și știți care este diferența? Uniunea Vamală înseamnă că... Un minut, vă rog frumos. Si. Dacă noi intrăm, cum vor alții, în această Uniune Vamală, asta înseamnă automat, repet, automat, întreruperea acordului de asociere și celui de liber schimb. Iar dacă apare acest lucru în Constituție, automat nu se întâmplă. M-ați înțeles? Iată, este important. Mulți din voi întrebau.
importanță doar simbolică. Este importanță practică. Și ultimul punct, ultimul. De ce am semnat? UE, unitate prin diversitate, respectul dreptului fiecărui om la autoidentificare etnică, culturală, lingvistică, este garanția pentru existența statalității Republicii Moldova, îmi oferă mie dreptul să mă simt moldovean, așa cum eu vreau să mă simt și nimeni nu poate să conteste acest lucru. Iată ce înseamnă standarde europene. Acordul de asociere și integrare europeană nu înseamnă unionism, este exact invers. Este garantarea existenței statului suveran și independent Republica Moldova, odată și pentru totdeauna. Mulțumesc!